A devenit o tradiție ca în posturile de peste an la Mănăstirea Hadâmbu să se oficieze taina Sfântului Maslu de către un ierarh. Duminică, 8 august 2021, această slujbă a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, episcopivicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Preasfinția sa a fost întâmpinată în incinta așezării monahale de către soborul slujitorilor, iar apoi s-a îndreptat către altarul de vară Izvorul Tămăduirii. Aici s-a săvârșit taina Sfântului Maslu în prezența a peste 1500 de pelerini din mai multe părți ale țării. Oamenii au avut prilejul să se închine la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, aflată în Biserica Monument. Pentru că precum ai
și mila ta. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de către părintele profesor universitar dr. Viorel Sava de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, care a menționat că atunci când Dumnezeu ne mustră prin încercări, este evidentă prezența Lui în viața noastră. Suferințele și încercările ca semne ale prezenței Lui Dumnezeu, ca foc curățitor și ca mijloc sau cale, ca Dumnezeu să ne proslăvească într-o împărăția sa cea veșnică. Să ne ajute Dumnezeu ca în toate zilele vieții noastre să înțelegem taina prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și în timpul acesta. Și să facem în așa fel, iubiți credincioși, coborând colina Maicii Domnului de la Hadâmburi sau coborând de la drumul de la biserica din sat sau din oraș către casele noastre, să facem în așa fel încât credința noastră să fie vizibilă. Pentru aceasta Hristos ne vindecă, ne mângâie și ne iartă. Zice, clopotul este acela care face ca faptele noastre să se audă până la cer. Și acum mă întreb eu, ce lucru minunat este ca din jertfa ta, din osteneala ta, să pui deoparte, ca acolo în clopotniță, să sune un clopot, care să anunțe nu doar slujba, nu doar un eveniment din comunitate, nu doar că s-a mutat cineva la cele veșnice, nu doar că au năvălit dușmanii, ci un clopot ca să sune și să vestească până la cer și faptele noastre. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru că a binecuvântat ca preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul să slujească taina Sfântului Maslu, dar și preoților și credincioșilor care s-au rugat împreună. Bunătatea în altrea Sfântului nostru Părinte Mitropolit Teofan, care când a venit și a început de mila Dumnezeu ca strălgiuțul de Mitropolit al Moldovei, m-a întrebat câte slujbe arherești am avut la Hadâmbu. Eu am zis că niciuna. Și atunci a zis că voi fi eu mitropolit, la Hadâmbu nu va lipsi ierarhul de la evenimente mari și hramuri. Acum, de mila lui Dumnezeu, preasfinția voastră, mi-am dorit din suflet și trebuie să recunosc că mă rugam la Maica Domnului să vă așeze acolo unde vă este locul, că meritați pe deplin. Prezența pentru mine a ierarhului este o încununare pentru munca depusă a micii oștri de stoienici ai Sfintei noastre mănăstiri. De tot timpul v-am spus și am spus și la credincioși, pentru mine este un dar divin de la Dumnezeu, când văd ierarhul și prezența ierarhului. Vă mulțumesc de suflet, încă o dată, preasfinția voastră. Episcopul vicar al eparhiei Iașilor a amintit că ori de câte ori oamenii săvârșesc pofta diavolului, ei își pierd cinstirea chipului luminos. Pentru că ori de câte ori săvârșim pofta demonului, de atâtea ori omul își pierde cinstirea chipului luminos, a chipului primenit după icoana lui Dumnezeu. Iar atunci când ne adunăm în numele Lui Dumnezeu și se împlinește cuvântul Său, că unde sunt doi sau trei, sunt și eu în mijlocul lor, atunci primim putere, iubiți credincioși, ca să nu ne lăsăm turburați, împuținați și nici seduși de asemenea pofte ale demonului, care par a fi pofta omului. Înțelegem că Dumnezeu nu cere de la noi o disciplină, ci cere de la Dumnezeu o încredințare, că cuvântul este viață, cuvântul este bucurie. Sfinții nu au fost oameni nefericiți, ci oameni plini de bucurie. Plini de bucurie și nădejde chiar și în suferința. De aceea prezența dumneavoastră la slujbă pentru mine este și nădejde, că Dumnezeu încă binevoiește în țara aceasta. Pentru că vedem că atunci când Dumnezeu a cercetat cu foc Sodoma și Gomora, a căutat măcar 10 drepți în cetate. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem statornici, mulți, mărturisindu-L pe Dumnezeu și căutându-L după puterile noastre. Pentru ca Dumnezeu să păzească această putere de a pofti după El, după viață și adevăr, Dumnezeu să păzească viața noastră neîntinată și astfel să putem într-adevăr împreună să ne bucurăm de Domnul și să împlinim cuvântul Lui.
pe cuvântul pe care spune la fiecare slujbă, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu să vă vedeți. La final, oamenii au fost ropiți cu aghiazmă mică, iar apoi au fost miruiți.